Majoritatea românilor au făcut deja cumpărăturile pentru masa de sărbători, iar până în ziua de Paște trebuie să mai pună la punct și cadourile. Bugetele alocate pentru aceste atenții sunt însă semnificativ mai mari decât anul trecut. Cele mai căutate daruri rămân în continuare coșurile cu preparatele tradiționale, vin și dulciuri. În unele cazuri însă prețurile unui astfel de pachet depășesc 1000 de lei. Oferite celor dragi sau angajaților din companii, coșurile cadou pline cu bunătăți specifice sărbătorilor pascale au fost și anul acesta cele mai căutate. Perioada asta de sărbători este una aglomerată, ca în fiecare an pentru noi cei care lucrăm cu ciocolata. Am avut foarte multe comenzi pe praznele în formă de ouă, unele mai mari, altele mai mici, funcție de cum a avut fiecare companie bugetul. Cele mai solicitate au fost cele cu vin și cozonac, însă noi completăm cu specialități din carne și brânzeturi maturate produse local. Prețul pentru un astfel de cadou pornește de la 200 de lei și poate depăși 1000 de lei. Coșurile de anul acesta au fost în jur de 250 de lei. 200-250 de lei. Oamenii au, clienții noștri au alocat în general cam același buget față de anul trecut. Bineînțeles, un pic crescut, căci prețurile noastre au crescut cu 10% față de anul trecut. S-a simțit o scădere între 15 și 20%, însă prețul pe cadou a rămas aproximativ la fel, pentru angajați undeva la 250 de lei, iar pentru top management între 5.000 și 2.500 de lei. Cu ce ne-am obișnuit noi în atâți ani de comerț cu cadouri de sărbători este că în fiecare an clientul își dorește ceva nou, ceva special, mai ales clientul care revine în același loc. Și atunci este foarte important ca în fiecare an compoziția cadourilor tale să fie diferită. Cel mai scump coș oferit a costat în acest an 2600 de lei. Funcționarii